Hei, salut! Ești la liceu. Ai 16, 17, 18 ani și te-ai combinat cu o colegă mai mică, tot de la liceu. Ajungeți acasă la tine sau la ea sau la hotel și faceți sex. Și în nebunia aia de moment îți dă prin cap ideea genială să filmezi actul sexual. Ei bine, tocmai ce ai comis infracțiunea prevăzută de articolul 374 Cod Penal, care se numește pornografie infantilă, care se pedepsește cu închisoare de la 1 la 5 ani în formă simplă, de la 2 la 7 ani în formă agravată. Iată ce spune Codul Penal, norocosule. Alineatul 1. Producerea, deținerea, în vederea expunerii sau distribuirii, achiziționarea, stocarea, expunerea, promovarea, distribuirea, precum și punerea la dispoziție, în orice mod, de materiale pornografice cu minori, se pedepsește cu închisoare de la 1 la 5 ani. Alineatul 2. Dacă faptele prevăzute în alineatul precedent au fost săvârșite printr-un sistem informatic sau alt mijloc de stocare a datelor informatice, pedeapsa este închisoare de la 2 la 7 ani. Alineatul 3. Accesarea, fără drept, de materiale pornografice cu minori, prin intermediul sistemelor informatice sau altor mijloace de comunicații electronice, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă. Este vorba de amendă penală, să nu confundați cu amenda administrativă. Multă lume greșește. Alineatul 4. Prin materiale pornografice cu minori se înțelege orice material care prezintă un minor având un comportament sexual explicit sau care, deși nu prezintă o persoană reală, simulează în mod credibil un minor având un astfel de comportament. Alineatul 5. Tentativa se pedepsește. Și acum, asta spune legea. Hai să vă explic ce spune legea. Alineatul 1. Se pedepsește, da? Deci constituie infracțiune. Producerea. Ce înseamnă producerea? Când ai filmat-o pe gagică, da? Pe minoră, când îți făceați un sex oral sau în momentul în care făceați sex anal, normal, ce porcării făceați voi acolo. Deci producerea, da? Filmatul în sine. Realizarea materialului. Deținerea în vederea expunerii sau distribuirii. Deci fapta de a deține, evident, scopul trebuie să reiasă de aici, să reiasă că tu dețineai cu scopul de a expune sau distribui. A treia faptă. Achiziționarea. Deci dacă ai cumpărat materiale pornografice de la un alt coleg. Stocarea. Faptul că le-ai salvat în telefon, faptul că le-ai salvat pe calculator, pe laptop. Faptul că l-ai salvat pe un stick, pe un CD, pe o casetă. Nu contează. Expunerea. Pe planșă foto. Da? Expunerea. Faptul că ai arătat și altora. Ai expus actul sexual, materialul pornografic în sine. L-ai expus, l-ai arătat. Uite, te-ai dus tu la școală, ai făcut sex cu minora, tu, mare cocoș vânjos de clasa a 12-a, ai făcut sex cu o minoră de a 9-a, de a 10-a, de a 11-a și, având materialul video pe telefon, ai zis să te dai mare bărbat în fața colegilor de clasă. Și iată, ți s-a dus vestea în tot liceul că ai filmat sexul cu minora. Și automat, nu va auzi doar liceul, vor auzi și polițiștii. Promovarea. Ia uite ce frumos, promovarea. Ce înseamnă să promovezi materiale pornografice? A promova materiale pornografice înseamnă să instigi pe alții să le facă. Interesant, nu? Distribuirea. Faptul că ei dat și colegului să o vadă pe, nu știu, Ana Maria, cum îți face ție sex oral. Mamă, ce bine face asta oral. Dă-mă să văd și eu. Și ai distribuit, ei da prin Bluetooth sau pe WhatsApp. Precum și punerea la dispoziție în orice mod. E altă chestie, altă faptă. Cât de largă este chestia asta. Nu? Se pedepsește cu închisoare de la 1 la 5 ani. Deci iată în ce fapte, orice faceți în materie de chestie de pornografie infantilă, vă încadrați aici. Alineatul 2. Dacă faptele prevăzute în alineatul precedent au fost săvârșite printr-un sistem informatic, ce înseamnă sistem informatic? Ei bine, ne ducem la definiția dată
în același cod penal articolul 181, care spune: prin sistem informatic se înțelege orice dispozitiv sau ansamblu de dispozitive interconectate sau aflate în relație funcțională, dintre care unul sau mai multe asigură prelucrarea automată a datelor cu ajutorul unui program informatic. Android, Windows și celelalte care mai sunt de calculator, în stăpânim. Prin date informatice se înțelege orice reprezentare a unor fapte, informații sau concepte într-o formă care poate fi prelucrată printr-un sistem informatic. Deci date informatice sunt filmările, pozele, înregistrările audio, video. Bun. Op, am îndreptat cursul. Revin la alineatul 2, cel mai frumos alineat. Dacă faptele prevăzute în alineatul precedent au fost săvârșite printr-un sistem informatic sau alt mijloc de stocare a datelor informatice, pedeapsa e închisoare de la 2 la 7 ani. Sincer, dacă filmezi cu telefonul, te încadrezi la alineatul 2, dacă filmezi cu camera, cu webcam-ul de la calculator sau de la laptop, te încadrezi pe alineatul 2, dacă filmezi cu o cameră foto sau o cameră video, te încadrezi la alineatul 2, pentru că te duci nu la sistem informatic, ci la alt mijloc de stocare a datelor, cardul micro SD, SD-ul, mini SD sau eu știu câte există pe piață. Da? Stick-ul, USB-ul, hardul extern, toate sunt mijloace de stocare a datelor, așa că tu filmezi cu camera. Camera poate reda ce spune la articolul 181. Eu așa interpretez. O cameră foto poate reda materialul, nu? Sistem informatic, dispozitiv sau ansamblu de dispozitive interconectate sau aflate în relație funcțională, dintre care unul sau mai multe asigură prelucrarea automată a datelor cu ajutorul unui program informatic. Aia poate nu se încadrează, dar datele se salvează pe microSD, pe cardul de memorie al camerei foto-video. Așa că iată cum te duci direct pe alineatul 2. Sincer, probabil la vremea respectivă alineatul 1 se încadra atunci când probabil, deci codul penal nou, ca să înțelegeți, a fost elaborat prin 2009 și a intrat în vigoare abia în 2014, deci la 5 ani distanță. Și probabil la momentul 2009 încă existau camere video care salvau filmările pe bandă magnetică, pe casete. Și probabil de aia. Sau aici se încadrează la fotografii. Alineatul 1 încă se poate încadra, încă mai poți fi încadrat pe alineatul 1 dacă deții materiale pornografice sub formă de fotografie. Deci da, corect. Dar, repet, în ziua de astăzi te duci mai degrabă te duci pe alineatul 2, care este mult mai grav, de la 2 la 7 ani. Alineatul 3. Accesare. Ia uite, dacă tu ești curios și cauți pe internet www.minore.com, da? Porno cu minore sau porno minore sau eu știu ce alte denumiri în limba engleză sau în alte limbi străine există. Internetul, sunt sigur că există, este plin de astfel de materiale pornografice cu minori și în special darknet-ul. Așa că simplu fapt de accesare. Și ia uite ce spune, fără drept. Când ai dreptul să accesezi? Păi procurorul care te anchetează pe tine, organul de cercetare penală, polițistul, judecătorul, ăla are dreptul să acceseze acel material video, da? Trebuie să se uite la el, să-și formeze convingerea intimă că tu, într-adevăr, ai realizat un material pornografic cu minori. Și nu este vorba de o altă faptă. Da, accesarea fără drept de materiale pornografice cu minori prin intermediul sistemelor informatice sau altor mijloace de comunicație electronice. Iată, iarăși ce arie vastă de posibilități. Se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă. Fapta asta este mai ușoară. Da? Dacă ești la prima abatere, mai mult ca sigur vei primi amendă. Și rețineți încă o dată, este vorba de amenda penală. Alineatul 4. Prin materiale pornografice cu minori se înțelege, iar se definește, da, material pornografic cu minori. Prin materiale pornografice cu minori se înțelege orice material care prezintă un minor având un comportament sexual explicit. Adică, un minor dezbrăcat, un minor care, deși nu este dezbrăcat, simulează un act sexual.
ca să spun, comportament sexual. Practic, îți imaginezi ce fac două persoane, doi adulți în timpul unui act sexual, da? E, aia înseamnă comportament sexual. Minor care să aibă un astfel de comportament, da? Să facă aceleași mișcări pe care le fac două persoane adulte în timpul sexului. În timpul oricărei activități sexuale, normale, orale, anale sau oricare, înclin să crezi că aici se încadrează și oricare acte de penetrare vaginală sau anală. Explicit. Deci comportamentul sexual trebuie să fie explicit. Da? Să nu fie mascat, dacă este mascat, dacă de exemplu, nu știu, îl spune, îl face din glumă sau... Am văzut și la mine în Brăila, chiar de unzi eram în Parcul Monument, făceam antrenament și era un grup de copii minori, evident, cred că undeva pe la liceu sau clasa 8-a, nu, ceva de genul, și erau niște fetițe și le-am auzit cu P în gură, era una, du-te la mea. Bun, revenind la speța noastră, deci comportamentul sexual trebuie să fie explicit, să arate ce înseamnă explicit. Nu-mi vine acum definiția concretă pe limbă, dar explicit, din câte înțeleg eu, înseamnă să te ducă cu gândul direct la actul sexual în sine prin comportamentul sexual prezentat. Sau care, deși nu prezintă, aici nu sunt de acord și nu înțeleg această variantă. A doua variantă de comitere, a doua variantă de încadrare la material pornografic cu minori. Sau care, deși nu prezintă o persoană reală, simulează în mod credibil un minor având un astfel de comportament. Dacă printre voi sunt polițiști care au avut de anchetat astfel de infracțiune, vă rog să, chiar m-aș bucura dacă v-ați luat timpul necesar să-mi scrieți, să-mi lăsați un mesaj privat pe pagină și să-mi explicați care e treaba cu chestia asta. Sincer, nu-i văd rostul, pentru că dacă este o persoană majoră, să spunem că sunt doi demenți care fac un film porno și persoana de sex feminin imită sau creează ideea că este de fapt o persoană minoră, în realitate, da, ai majoră, deci ăla este un adult. Eu nu văd rostul acestei încadrări ca definiție de material pornografic cu minor. Dar, în fine, poate îmi scapă mie ceva, nu e nicio problemă, cum v-am spus și eu, sunt om și greșesc. Așa că, repet, dacă sunt polițiști sau, din contră, procurori sau chiar magistrați, aș fi extraordinar de bucuros dacă și-ar face un pic de timp să-mi explice în detaliu, într-un mesaj privat pe pagina de Facebook, Brown Heather, repet, care-i treaba cu chestia asta, cu adausul acesta la definiția de pornografie, de material pornografic cu minori. Iată, dragii mei, dragi tineri, liceeni și nu numai, că și studenții de facultate pot călca pe bec dacă ai 19 ani și te bate gândul să o filmezi pe iubi care are 16-17 anișori, să o filmezi în timp ce face sex, să știi că tu vei comite această infracțiune de pornografie infantilă. Articolul 374 Cod Penal. Bun, sper că am fost extraordinar de clar. Sper că m-am exprimat suficient de simplu și pe înțelesul tuturor. Rezumând, trăgând linie, în concluzie, da, sexul cu minori este reglementat de lege. Actul sexual cu minor este reglementat separat. Nu reprezintă un viol decât dacă a fost comis prin constrângere. Actul sexual cu minor are și niște condiții. De regulă, cea mai chestia care te poate lega dacă tu ești doi minori întrețin un act sexual, băiatul de 17 și fata de 15 sau 16 sau de seamă, da, 17 ani, singura chestie de care te poți lega ca să poți acuza pe unul din ei pentru act sexual cu minori este dacă autorul actului sexual a avut vreo influență asupra minorului, dar având în vedere că ai doi minori, care păcare acum, știi?
Da, revenim la oile noastre. Dacă voi, băieții, majori, da, aveți iubite minore, să nu vă treacă prin cap să faceți astfel de materiale, să le filmați, să le pozați în timp ce, sau să vă filmați, să vă pozați în timp ce întrețineți relații sexuale. Este interzis de lege, pedeapsa este foarte dură. Dacă auziți de vreun coleg care are și vrea să împartă cu voi, să vă arate și voi, legal ar fi să mergeți și să-l denunțați la poliție, să anunțați. Dacă vreți să fiți prieteni și na, să acționați omenește, sfatul meu pentru voi în această privință este să-l sfătuiți să scape de ele, să le șteargă extraordinar de repede. Iar dacă și el la rândul lui a făcut rost de ele din altă parte, deja gluma se îngroașă și ce mai bine ar fi să vă îndepărtați cât mai repede și cât mai mult de astfel de persoane, să nu fiți băgați în grupul lor și sub nicio formă să nu acceptați astfel de materiale, foto, video, audio, nu contează, cu persoane minore. Și, atenție, articolul din Codul Penal specifică foarte clar faptul că nu individualizează un subiect activ anume, adică autor, cel care comite fapta de pornografie infantilă, poate fi și o persoană de sex feminin. Da? Deci nu e musai să fie băiat, poate fi și fată. Dacă fata este majoră și băiatul este minor, ea are 18 ani, 19 ani, băiatul are 16-17 ani și amândoi întrețin relații sexuale, iar fata este cea care filmează sau fotografiază sau înregistrează sub orice altă formă pe minor în timpul actului sexual. Ei bine, simplu fapt de a avea în telefon astfel de materiale, foto, video, audio, se încadrează pe alineatul 2 în interpretarea mea, de la articolul 374, unde pedeapsa este pentru stocare, da? A fost folosit un alt mediu de stocare, alt mijloc de stocare a datelor informatice, după cum v-am citit mai devreme, date informatice, în categoria datelor informatice se încadrează filmările, fotografiile, înregistrările audio-video, da? Și simpla deținere se încadrează pe stocare, folosind un alt mijloc de stocare a datelor și veți răspunde penal dacă veți fi găsit și credeți-mă, vă găsesc polițiștii extraordinar de ușor, mai ales dacă cineva depune o plângere sau sesizează sub orice formă autoritățile. Simplu fapt că ați avut un telefon, chiar dacă nu ați distribuit, chiar dacă n-ați publicat pe internet, chiar dacă n-ați mai arătat nimănui, simplu fapt, pentru că v-am dat citire, simplu fapt de a avea în telefon astfel de materiale, vă incriminează și e păcat de tinerețea voastră, e păcat de posibila carieră pe care ați fi putea să o aveți, nu știu, medic, polițist, militar, avocat, judecător, procuror, asistent, pompier, habar nu am, orice, da? Orice, orice v-ați dorit voi să fiți în viață, e posibil să se dărâme din cauza unei astfel de greșeli. Așa că dacă mi-ai urmărit materialul video până la final, sper că sfaturile mele îți vor prii. Și mare atenție să nu comiți astfel de fapte. Mulțumesc foarte mult pentru atenție, Bruan Heather am fost eu și până data viitoare, mare atenție la ce faceți în timpul actului sexual dacă îl întrețineți cu persoane minore. Nu faceți poze, nu faceți filmări, nu faceți înregistrări de niciun fel, pur și simplu vedeți-vă de treabă ca, nu știu, ca un sfat de bine. Dar cel mai bine ar fi să nu aveți, să nu întrețineți absolut deloc relații sexuale cu minori. Gata că v-am făcut capul calendar. Salut!